Bună, dragii mei! Astăzi vă mai aduc câte o pentru creme delicioase și rapide din ciocolată cu lapte și ciocolată albă. Aveți nevoie doar de 3 ingrediente. Astfel, obțineți aceste catifelate, aerate, ciocolatoase creme numai bune în prăjituri, cât și în torturi. Să începem! Prima dată avem varianta cremei de ciocolată cu lapte. Folosesc ciocolată Milka, însă puteți folosi orice ciocolată vă place cel mai mult cu lapte. O rup în bucăți și o introduc în frișca lichidă rece. Această compoziție o voi pune pe foc mic și o voi lăsa doar cât se va topi ciocolata. Este gata! Atenție să nu dea în clocot! O trec prin sită să mă asigur că s-a topit corespunzător, amestec și voi introduce bolul în congelator pentru 2 ore. După 2 ore, scot bolul din congelator și mixez crema câteva secunde. Adaug cremate mascarpone, 200 de grame. Trebuie să fie rece din frigider, să aibă ambele creme aceeași temperatură mixez până obțin o cremă densă și fermă. Atenție, nu exagerăm pentru că se poate tăia. Cam așa trebuie să arate la final. Este o cremă tare rapidă, delicioasă, precum o înghețată. Exact ca o cremă de înghețate de ciocolată. Seamănă. Eu o ador. Și o folosesc cu drag în torturi, prăjituri. Sau diferite decoruri, de exemplu brioșe. Are o textură foarte fermă și se menține așa o durată destul de mare, deci ne putem baza pe această cremă. Să continuăm cu varianta a doua, crema de ciocolată albă. Avem nevoie de următoarele ingrediente. La fel, începem cu ciocolata albă, ruptăm bucăți și frișca. Vom pune această compoziție la foc mic până se va topi. Atenție să nu dea în clocot. Trecem toată compoziția fierbinte prin sită și o vom lăsa în bol amestecată foarte bine în congelator două ore. După două ore, la fel. Începem să mixăm la viteză destul de mare până se omogenizează doar puțin. Adăugăm 200 cremă de mascarpone rece, din frigider și vom mai mixa până se vor omogeniza foarte bine cele două compoziții. Cam așa. Atenție să nu mixăm prea mult pentru că se poate tăia crema. E perfectă. Fermă, fină, delicioasă. Are o textură foarte, foarte stabilă. Exact ca o cremă de înghețată, și aceasta. Sunt atât de bune la gust. Și se fac repede. Din doar 3 ingrediente. Incredibil! Puteți pregăti aceste creme cu o zi înainte, le lăsați în frigider, iar a doua zi, la nevoie, introduceți crema de mascarpone și mixați până obțineți textura dorită. Atât de simplu! Sper să vă inspire și să vă ajute rețeta de astăzi, putând astfel să creați la nesfârșit deliciile voastre proprii. Pe data viitoare, dragilor! Numai bine! Pa, pa!